Loc. E mai... Mersi frumos! Colegul meu o să-ți ia un interviu profesionist. Hai mă, vino lângă care va ajunge până în Barbados. Mulțumesc. Salut. Salut. Dar ce e asta? Asta e de chestii de... Da, că și eu sunt din drumul taberei și... Da, știu. N-am asta. Da, știu. De unde din drumul taberei? Cotroceni. Cum e foaia aia? Poftim. Dar pusă în altă parte, da. Pe modelul unde stai, domne? În apropierea Londrei. Unde exact? Lăs la Tina Olt. Stai că ai stricat prompterul. Deci ce se întâmplă? El a venit cu niște, el avea niște versuri, zicea acolo niște lucruri, niște treburi și atunci Ministerul Cenzurii a lucrat cumva la... Și el l-a făcut, ca orice rapper, le-a făcut pe loc, altele. Da, da, volei, nu tot pot. Și așa. Da, ea foarte... Trebuia foarte cenzurat. Putem să... Sunt ok, sunt în stare. Okay. Trebuia altceva, da. Heels. Heels, lipstick, mist and cards, doggy legs, many... Heels, lipstick, makeup cards. Ah, makeup cards. Makeup. Am un scris foarte... Când eram mic, scriam foarte doggy, tare. Acum... Doggy când legs. Când eram mic, scriai frumos, te-ai pierdut exact, acum. Doggy leg? Doggy style, adică dog style, ceva gen geantă pentru căței. Doggy bag. Doggy bag, sorry. Bag scris, bag. Many... Began. Many furs. Many, multe blănuri. Nu e. Bentley black, legs... Antilope. Legs antilope, picioare de antilope. Black, bine, legs antilope. You sleeping. You sleeping. Trebuia you beep beep. Ah, sleeping. So, așa, dog sleep style. To funk. Dog, room, dog style. Rum, lively. Da, tu știi engleză? Da, bine, nu vorbesc foarte fluent engleză, așa că... Bine, da. Asta numai se fac, se traduc textele, n-ar fi o problemă. Care e ideea? Adică noi tot timpul am vrut să ne apucăm de genul ăsta de... Rap. Rap. Bine, nu e chiar rap, e fapt e pop piesa mai mult, știi? Textele sunt rap. Nu știu, Răzvan e producător muzical, eu nu mă băgați pe ei. Am înțeles. O să mă uit aici la Riana. Vino mă, uite cu aia e aici, nu ți-o... Uite, ce spuneam? Noi am aflat despre tine, okay, că ești o tânără speranță din drumul taberei via Cotroceni. Da, serios, chiar stau în Cotroceni. A côté de Cotroceni. Scria pe biletele noastre de venit de la Timișoara, Timișoara via Videle. Da, da. Treceam pe la Videle, dar nu s-a prins. Și că Riana, sau mă rog, stafful ei, că bănuiesc că n-ai vorbit direct cu ea. A, nu, direct cu ea, că stafful e... Trebuie să scapăm de staff ca să ne facem de amblalele, că nu se mai poate... Dar bine, staff, niciun staff, decât, adică persoanele care, da, niciun staff. Deci tu nu mai vorbești direct cu staff-ul, da, cu PR-ul, cu managementul, staff, de... cu ce, tu te duci, da, direct la artist, bam! Corect, la cap. Am înțeles. Dar cum e legătura cu un artist ca Riana? Ești scris pe Facebook. Bine, de fapt, fetele te bagă în seamă mai mult, nu... Riana te-a, Riana te-a, da, căutat? Da, sunt mai, aștept mai multe fete, știi, nu neapărat. Fetele sunt pe distracție și genul... Păi e altceva, adică... Eu care vreau ceva serios, te înțeleg perfect. Adică nu e ceva artă, știi, mai mult clubbing și ceva de genul. Ele vor distracții și tu vrei ceva serios. Este exact viața mea, story of my life. Câți ani ai? 25. Mi-aduce aminte de mine la 25. Știu. Tu vrei ceva serios și ele sunt pe distracție. Clubbing, clubbing. Da, înțeles. Da, pe tocmai asta, sunt foarte, foarte... Și cum stăteai tu liniștit așa și scriei versurile astea în romgleză? Da. Te-a sunat Riana? Ceva de genul. Sau te-a căutat pe Facebook? Nu, nu, chiar să... Da, pe mine m-a adăugat să Nicki, știi, Nicki Minaj, m-a adăugat să în grupul lor. Nu știu, povestea e lungă, știi, pusesem niște poze porno, ceva de genul. Și după aia mi l-a blocat Zuckerberg, aflase, se sunase cu băieții. Mark, zici tu. Da, e puțin din Nicki Minaj, Nicki, și asta e Mark. Și m-a speriat, știi, mai eram și am și un spice shop, mai și fumez. Țigări. Nu se ved. Știu, așa și... Când ați zice. Ne-a speriat pe toți și după aia fete s-au apucat de cântat și alte chestii. Am înțeles. Dar cine are spice shop? Moa. Dar e bine să zici asta la televizor? Da, spice shop fiind un lucru de-asta pentru peturi. A, pentru animale. Pentru animale, da. Nu știu, aduci tu ceva mostre. Așa, și cât vorbeai tu cu Nicki, menaj asta? Da, bine, nu vorbeam. Bă, s-a băgat în seamă ca tu, da, ca Riana. Da, vorbeam, comunicam. Și a zis, băi, dar de la ce vine Denis ăsta? Denis? Nu, așa mă cheamă de când eram mic. Adică, de fapt, numele meu în buletin trebuia să fie Denis, dar cei
de la Evidenția au zis, băi, că e nume de fată și nu mi l-a mai pus, pardon. Denis e nume de fată? Bine, nu e nume de fată. Denis? Dar, fiind, Denis, a, Denis. Având o mentalitate mai învechită, e și nama. Și atunci? Așa mă cheamă Daniel Florin. Okay. A, deci nu te cheamă Denis. Da, normal nu mă cheamă Denis, dar pot să mi-l pun în buletin, nici n-ar fi o problemă, dacă se poate schimba contract. Păi ar trebui, mă, să strigi numele de scenă. Păi asta m-am gândit și eu. Acan Cosmin ăsta? Exemplu, Simula Senzual? Nu, Acan Cosmin nu mai e. Cum și-a schimbat? Stai puțin, ține-ți vorba. Newsflash, Acan Cosmin mi-a scris mie ieri, îl cheamă John Coman acum. Băi, Paul, ce ai făcut, tata? Ai pierdut evidența. Nu mai e Acan Cosmin, îl cheamă... Uite, mi-a scris John. Țineți vorba, da, Denis. John. Okay. Bună ziua, Dan. Adică tu. Alinioară și vrea să îmi spui unde Alinioară și putea să vin să mă înscriu la LX Factor. A, X, X. Ce prost sunt. Vreau să îl cuceresc cu piesa lui Alerg printre stele, să mă anunți o zi frumoasă, îmi place, nu e punct. La emisiune, tu ești cel mai tare. Transmite-le multă sănătate la colegi. Tăi, ok. John Coman. Deci nu mai e Acan Cosmin? Iată cum se fac invitațiile la emisiunea Neața. Am înțeles. Care este țelul tău în viață? Păi, n-am un țel. Plutesc așa prin replutire. N-am nicio problemă la vieții. Am înțeles. Adică... Alergi printre stele, cum zice, da, și corect. John asta Coman. Cea mai tare. Bă, mai tare, când îți dă semn, Iana, când zice că... Păi, da, ne auzim și de la astea. Eu trebuie să mai... Pă, da, am întrebările mele. Ești un pic ocupat. Mă duc și pe la Dan, da. Și da, asta, adică să fie un show de noapte, probabil. Fetele sunt mai... Capatos? Fetele, da, fetele sunt mai în alt stil, știi? Și dimineața nu prea dansează, mai obscen. Să-l sunăm pe... Dar care fete? Să-l sun pe Silviu. Păi nu știu, că am foarte multe fete care vor să vină, dar acum să vedem. Vezi că Silviu are conexiuni de astea pe un frate. A, știu. Și poate te bagă în deschidere la ceva. Undeva tot te bagă. Am înțeles. Da, niciodată nu m-am gândit la chestia asta. Vezi, uite, ți-am dat o idee. Dacă nu te bagă, mai în Franța, știi? Te băgăm noi. Cine? Păi nu știu, sunt mai multe fete. Au așa și pe Bellatron. Stai să văd dacă e treaz. Bă, da, dacă e treaz, uite, multe tipe care vor să vină, știi? Cred că e treaz. Haide să luăm noi. Păi, sunt și nebunite după Dracula chestii. Dar am zis că terminați-vă, că asta nu mai e, a dispărut. A dispărut. Bun. Haideți din această oază de fericire. Da. Să ne luăm rămas bun de la colegul nostru și să vedem ce mai putem încăpea în această emisiune după o scurtă pauză.